Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Începem o nouă ediție ZF Deschiderea de astăzi, în cadrul căreia voi discuta cu Victor Gânsac, CEO al companiei de securitate cibernetică SafeTech Innovations, listată pe piața Aero a Bursei de Valori București. Victor, bine te-am găsit, îți mulțumesc că ești din nou alături de noi. Bună dimineața, Tibi, și mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, la începutul acestei săptămâni, SafeTech a publicat raportul trimestrial aferent primelor 3 luni din 2022. Ați realizat venituri operaționale de 5,2 milioane de lei, în scădere cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, și afaceri de 3,4 milioane de lei, cu 23% mai mici, respectiv un profit net de aproape 400.000 de lei, în urcare cu 40% față de perioada similară a anului precedent. Pune, te rog, într-un context aceste rezultate. Cum au fost pentru voi primele 3 luni și cum ați ajuns la aceste cifre? Da, în primul trimestru am avut o activitate intensă. Da, într-adevăr, cifra de afaceri a avut o scădere de 23% comparativ cu primul trimestru din 2021 și a fost determinată de scăderea vânzărilor pe linia de business soluții de securitate cibernetică, care a scăzut cu 68%. Pe de altă parte, am avut o creștere pe zona de servicii de securitate cu 61% și acesta zic că este un aspect pozitiv pentru companie, deoarece acest tip de activitate generează un profit ridicat comparativ cu soluțiile de securitate cibernetică, unde marja de profit este mult mai scăzută. Deci la mare căutare sunt, să spun așa, serviciile, sunt de securitate. Serviciile de securitate cibernetică, mai ales, să spunem, și datorită creșterii maturității clienților noștri în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate și în ultima vreme acestea nu se mai fac, să spunem, aleatoriu, se fac în urma unor analize de risc, unor analize de securitate, elaborare de planuri de măsuri și cam mereu în prima parte a anului se realizează astfel de activități, urmând ca după aprobarea bugetelor, da, în companii, să urmeze și investițiile în partea de soluții de securitate cibernetică. Totuși, aș vrea să mai menționez faptul că obiectivul nostru este să generăm profit. Și astfel, focusul nostru principal este pe zona de contractare de servicii, mai ales să generăm contracte de tip acord cadru și contracte de tip recurent, multianuale, atât datorită profitabilității, cât și predictibilității pentru viitor. Zona de soluții de securitate cibernetică ne asigură în principal cifră de afaceri și mai puțin profit, așa cum am spus mai devreme. Pe de altă parte, și ciclul de vânzare este mai mare, o predictibilitate mai mică și oricând pot apărea întârzieri, ceea ce se reflectă în situațiile financiare. Ați adăugat în portofoliu 6 clienți noi, atât din România cât și din străinătate, în primul trimestru. Despre ce clienți ar fi vorba? Din păcate nu pot să divulg numele lor, dar pot să vă spun că sunt clienți din Statele Unite, unde acum realizăm analize de risc de securitate cibernetică, iar în România din domeniul medical și utilități. Sunt domenii care trebuie să se conformeze cu legea 362/2018 privind securitatea cibernetică. Ok. Apropo de rezultatele la primul trimestru, în scrisoarea CEO-ului din raportul trimestrial chiar menționai că în sectorul IT trimestrul nu este întotdeauna cel mai slab din cauza nefinalizării bugetelor pentru anul în curs. Iar exact. În situația de față, rezultatul net din primele 3 luni a fost influențat de cheltuielile efectuate cu înființarea unei companii în Marea Britanie.
Ce se mai aude cu această companie? Care ar fi stadiul și când începeți activitatea acolo? Deci, compania din Marea Britanie este în cel mai avansat stadiu față de celelalte. În clipa de față așteptăm deschiderea contului bancar la o bancă locală. Din cauza sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina, procedura de deschidere a contului a necesitat verificări complexe, suplimentare, să spunem, față de procedura standard, verificări ale companiei mamă, dar și ale acționarilor semnificativi. Estimăm că în perioada imediat următoare vom obține acest cont bancar, urmând să operaționalizăm compania undeva în T2 și T3, în trimestrul 2 și trimestrul 3 se vor angaja deja 4 persoane care deja au fost selectate. Ok, și totodată sunt în curs de deschidere și filiale în SUA și Abu Dhabi. Când putem vorbi de operaționalizare? Pentru ele, pentru deschidere, efectiv, pentru ambele, vorbim de T3 și T2 și T3. Suntem cu cele două în faze avansate spre final, pe partea de documente cu casele de avocatură, urmând cât mai repede să și le casele și deschidem. În primul trimestru ați semnat un parteneriat cu Fidelis Cyber Security, spuneați voi acolo, o companie americană de securitate cibernetică. Care ar fi natura contractului și care sunt așteptările voastre? Fidelis Cyber Security este un producător important la nivel mondial de soluții de securitate cibernetică pentru detecția atacurilor cibernetice și intruziunile în rețele. Ei sunt, pe de o parte, sunt într-o extindere puternică în zona Europei de Est. Pe de altă parte, și noi ne-am dorit extinderea portofoliului de soluții de securitate cibernetică, tocmai pentru a veni în întâmpinarea noilor provocări, da? Care le vedem în contextul actual de securitate. Iar la noi există o politică anual să venim cu soluții noi pe piața locală. Bun, tot în scrisoarea CEO-ului este abordat un aspect pe parcursul a câtorva paragrafe legat de problematica retenției angajaților. Știm cu toții că e o concurență acerbă pe piața muncii și fiecare vrea să găsească profesioniști în domeniu și să-i și păstreze. Iar piața muncii din domeniul securității cibernetice a devenit extrem de dinamică și de competitivă. Scriați voi acolo că vă bateți pe angajați cu marile companii. În acest sens, ați înaintat și o soluție pentru retenția acestora, și anume programe de tip Stock Option Plan, dar, așa cum menționați și acolo, există câteva impedimente, câteva neajunsuri, dacă le pot spune așa, legale. De ce v-ați lovit și care sunt opțiunile, Victor? Da, ca să te completez, deficitul la nivel mondial de experți în securitatea cibernetică estimat undeva la circa 2,5 milioane de experți. Asta am văzut într-un articol recent. Da, încă după imediat după listarea la bursă de anul trecut, am analizat toate posibilitățile pe care le avem pentru a crea un astfel de program pentru angajații noștri, dar și pentru atragerea de noi experți. Primul mecanism este majorarea de capital, cu ridicarea dreptului de preferință, dar acest mecanism este privit cu reticență de către investitorii la bursă. Există și oportunitatea de a răscumpăra din piață. Pe moment poate duce la creșterea prețurilor acțiunilor, dar pentru a construi de la zero un program amplu de stock option plan, costul este prea mare și ar însemna decapitalizarea companiei, care în sine aduce până la urmă un dezavantaj pentru investitorii noștri. Totuși, luăm în considerare să demarăm anul acesta un proiect mai mic de răscumpărare pentru a demara sau a începe programul de stock option plan pentru angajații noștri actual. Dar pe termen lung nu este o soluție sustenabilă pentru acționarii noștri de pe bursă. În urma analizei,
realizate intern, am descoperit că în legislația română, legea 31 pe 1990 privind societățile comerciale, este permis ca acționarii să-și doneze o parte din propriile acțiuni către companie, aceasta din urmă având posibilitatea să le distribuie ulterior angajaților în cadrul unor programe de stock option plan. Din păcate, ne-am dat seama că această opțiune nu este disponibilă și pentru companiile listate la bursă. Astfel că încă de anul trecut am făcut o propunere către ASF pentru a armoniza în acest sens regulamentul 10 din 2017 cu legea 31, ca să ne permită acționarilor, ca să ne permită nouă acționarilor semnificativ și nu numai în cadrul SafeTech, că vorbesc pentru toate companiile care sunt listate la bursă, să doneze acțiuni către companie și să creeze astfel de programe. Este cea mai avantajoasă metodă și ușoară pentru a realiza un astfel de program. Sperăm să primim un răspuns pozitiv în perioada următoare. De la SF. Într-adevăr, mai ușor de înțeles, deci practic acționarii majoritari, în cazul acesta tu și Paul Rusu, să putem dona un număr de procente din acțiuni, astfel încât să constituim acest stoc de acțiuni în cadrul companiei care să poată fi folosit pentru angajații existenți și viitori. Bun, legat de activitatea și investitorii de la bursă, ați format recent un consiliu de administrație din care fac parte Mircea Varga, administrator la Taylor Holding, și Alexandru Mihailciuc, Global Head of Pre-Sales la UiPath. Și exact. Vreau să treceți pe segmentul principal al bursei. Compania are astăzi o capitalizare de puțin peste 200 de milioane de lei. Care ar fi orizontul de timp? Care sunt planurile? Noi ne dorim ca în T4, deci până la finalul acestui an, estimăm chiar început de T4 să facem această trecere pe piața principală. Și suntem aproape să îndeplinim toate condițiile. Am aprobat în AGA trecerea pe piața principală în AGA din aprilie. Așa cum ai spus și tu, am format deja un consiliu de administrație din care doi membri sunt independenți. Am demarat procesul de auditare a situațiilor financiare conform IFRS și îndeplinim și condiția de free float, care, dacă nu mă înșel, este 27,5% pe aici, pe undeva, oricum peste 25%. Da, și dacă vorbim tot de acționari, în cadrul aceleiași AGA din aprilie au fost aprobate și dividende și distribuirea unor acțiuni exact. Gratuite. Vreți să păstrați aceeași politică da, de remunerare? Cel puțin deocamdată ne păstrăm această politică și acțiuni gratuite și numerar. Așa cum am aprobat, în cursul lunii iunie vom repartiza 3 acțiuni gratuite la una deținută și 25 de bani brut per acțiune care se vor distribui tot în aceeași lună, ca și dividend. Urmează alte operațiuni pe bursă înainte de transferul pe principal? Mai aveți nevoie de finanțare? Nu cred că vor fi alte operațiuni în cursul acestui an. Prin majorarea de capital finalizată în februarie am atras deja 10,7 milioane de lei. Pe de altă parte avem și fonduri europene atrase și astfel avem capitalul necesar asigurat pentru dezvoltare pentru perioada următoare. Ce investiții sunt în atenția voastră? Ce aveți în plan pentru acest an? Cel mai important, ne vom concentra pe zona internațională, să dezvoltăm, să operaționalizăm și să dezvoltăm cele 3 companii. Iar local să asigurăm derularea proiectelor curente pe fonduri europene, care de fapt sunt proiecte de investiții pentru dezvoltare organizațională, cercetare, inovare de noi produse și servicii de securitate cibernetică. Chiar intenționăm să mai depunem noi cereri de finanțare pentru astfel de proiecte pe măsură ce se vor deschide noi apeluri. Pentru 2022, așa cum scrie în raportul trimestrial, vizați venituri totale de aproximativ 44 de milioane de lei și un profit net de 10,1 milioane de lei. Deci următoarele trimestre sunt preconizate a fi mai bune față de primul. La cum arată acum situația economică, situația companiei,
Vedeți riscuri să nu atingeți cifrele previzionate în BVC pentru acest an? Sincer, în acest moment nu vedem riscuri și ne menținem bugetul pe care l-am aprobat. Deși nu suntem obligați, noi am decis să publicăm rapoarte trimestriale pentru a asigura o transparență către acționarii noștri în linie cu standardele de pe piața principală. Pe de altă parte, este important ca și acționarii și investitorii noștri să înțeleagă sezonalitatea domeniului în care activăm. Cum am zis și mai devreme, trimestrul 1 reprezintă o perioadă de aprobare a bugetelor și așa cum am spus și în T4, cele mai al 2021, în scrisoarea administratorului, cele mai importante cifre se realizează de obicei în ultimul trimestru. De fapt, cifra de afaceri în momentul în care se finalizează și proiectele de implementări de soluții de securitate cibernetică. Prin urmare, nu avem emoții legate de realizarea bugetului pe 2022 și recomandăm investitorilor să aibă o aceeași abordare față de noi. Aș vrea să mai menționez faptul că războiul din Ucraina, precum și atacurile cibernetice recente, au creat multe oportunități pentru sectorul nostru de activitate, care cu siguranță se vor fructifica în perioada următoare. Bine, Victor, îți mulțumesc pentru discuție. Te invit cu proxima ocazie pentru a vedea cum au evoluat lucrurile. Mulțumesc frumos! O zi frumoasă! Domnilor, domnilor, încheie aici ZF deschiderea de astăzi. Alături de noi a fost Victor Gânsac, CEO al SafeTech Innovations. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți o zi profitabilă! Știu ce spun. America îi transmite un mesaj direct lui Vladimir Putin. Russia has already failed. Serios, ne? Ana, realne, eu nelzea nedoțenivăți. Toată lumea vrea să arate că eu sunt mai șmecher. Știu ce te interesează. România ar trebui să facă peste 300 de kilometri noi de autostradă. Autostrăzi în metavers o să avem noi. Da? Știu cum să te fac curios. O știre bombă. Un copil a găsit o bombă neexplodată și și-a dorit să o ducă la el acasă în America. L-au pus într-o pungă de plastic, trebuie să menționăm și asta. Știu cum să te emoționezi. Rușii au reacționat la vizita americană în stil propriu. Au bombardat 5 gări din orașe diferite și au ucis cel puțin 5 oameni. Știu să conving. 4 atacuri au fost raportate pe teritoriul Transnistriei, iar Sergei Lavrov nu a exclus un război nuclear. Atâta prostie, scuze-mă. Mi se pare extraordinar de îngrijorător. N-aș fi atât de sigură că sunt niște proști incompetenți. Știu să câștig. Am câștigat cu toții. Frumos. Știu, deci știi.